Aș vrea să-i facem Domnului o rugăciune. Și am băgat de seamă un lucru care dovedește faptul că de multe ori noi cântăm într-un mod absent sau suntem rupți de ceea ce cântăm, mă tem că noi suntem rupți de ceea ce auzim. Spre exemplu, există o doză de, nu știu cum să o numesc eu, de obișnuință rea în noi. Cântăm, de exemplu, cântarea Dar ați venit cu toți la tine. Și apoi, în final, spunem că îngerunchem și ne smerim. Și ați băgat de seamă că nimeni îngerunchem. Una cântăm și alta facem. Eu aș vrea dimineața asta să-i spun, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat, pentru tot ce ești, pentru binele pe care ai dat vieții mele, pentru că am cântat că îngerunchez și nu am făcut, eu nu pot fi mincinos. Dacă am zis că îngerunchez, aș vrea o rugăciune să o facem înainte, Doamne, să-i spunem, Doamne, și în Italia oameni îngerunchează. Și atunci când ai o fustă bună și un pantalon frumos, îngenunchez, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeul vieții mele. Și aș vrea o rugăciune de recunoștință, îngenuncheați, așa cum am cântat, că noi am cântat, noi ne-am legat cu vorba. Să-i spunem Domnului, Doamne, vreau doar să-ți mulțumesc în această rugăciune. Tu ești atât de bun, mai iertat, mai binecuvântat și mai sfânt în viață. Amin? Amin. Vreți să ne rugăm? Amin. Vă citesc multe versuri. Mie când mi-e foame, mă apuc să citesc mult. Îmi place Scriptura și pe măsură ce citesc Scriptura, parcă sufletul meu se echilibrează, se centrează pe ceea ce este important. Dar deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, la capitolul 21, de unde vom citi. Cât vom citi? Citim tot. După aceea Iisus s-a arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiană. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamă, Natanael din Cana Galilei, fiul Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus. Aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreașa în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el, s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu cărorioara trăgând mreașa cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țări, au văzut acolo gelate, de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corabioară și a tras mreaja la țări, plinul cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul dintre ucenici nu putea să întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și l-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus cu ucenicilor săi, după ce înviase dintre morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște-ne mușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Pentru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Și Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încinceai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va prozăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit, astfel i-a zis, vină după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe dreptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vine? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă? Tu, vină după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul dintre frați că ucenicul acela nu va muri deloc.
Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Amin. Vă rog să vă pasă locul. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta câți dintre voi ați fost botezați cu Duhul Sfânt. Să ridicați o mână. Aleluia. Vă place Faptele Apostolilor, capitolul 2? Mie îmi place. E un capitol frumos, un capitol al revărsării Duhului Sfânt. Este un capitol senzațional, un capitol în care biserica pornește să lucreze pentru Dumnezeu, unită fiind, nu de oameni, nu de un statut, ci de Duhul lui Dumnezeu. Dar vreau să știți că dacă n-ar fi existat Ioan 21, nu s-ar fi scris niciodată Faptele, capitolul 2 din Fapte, așa cum a fost scris, n-ar fi ieșit niciodată Petru afară, plin de puterea Duhului Sfânt, să predice și să spună ceea ce vedeți, ceea ce auziți, nu este ceea ce credeți voi, aici este revărsarea și manifestarea puterii Duhului Sfânt. Vreau să știți că nu există zi de mâine dacă nu trăiești bine în ziua de azi. Vreau să știți de cele mai multe ori nu avem viitor. Pentru că nu știm să fructificăm prezentul și pentru că nu știm în prezentul acesta, dăruit de Dumnezeu, să punem sămânța care mâine va rodi bine. Ne tot mirăm de ziua de mâine și ne mirăm atunci când vin lucrurile peste noi, uitând că, de fapt, ziua de mâine este pregătită astăzi. N-ar fi existat niciodată un Fapte Apostolilor, capitolul 2, dacă nu s-ar fi scris Ioan 21. Un Petru care a fost reabilitat, un Petru care a fost căutat de Domnul Iisus Hristos, a fost un Petru care a ieșit într-o zi afară și a zis: Aleluia! Aceasta este împlinirea profeției din Ioel. Dumnezeu a revărsat ceea ce vedeți și auziți. Dacă vrei să fii un om puternic, pentru că astăzi vorbim despre slujire, nu uita că sămânța se pune astăzi în pământ. Mâine, ziua de mâine nu e o întâmplare. Ziua de mâine nu este ceva care pur și simplu vine. Ziua de mâine înseamnă, de fapt, ceea ce am pregătit în ziua de astăzi. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze că astăzi, stând în biserică, să răscumpărăm vremea, căci zilele sunt rele. Să ne ajute Dumnezeu că astăzi aici să strângem în sufletul nostru capital pentru ziua de mâine. Să putem sta în preajma puterii lui Dumnezeu, să ne alimentăm cu Domnul Iisus Hristos. Mâine când voi fi cu ajutorul Tatălui Ceresc în aer, în avion, o să zic: slavă Domnului, am trăit bine ieri. Am fost cu Domnul Iisus Hristos, mă va duce acasă. Că dacă nu faci lucrurile bune în ziua de astăzi, stai ca și frații lui Iosif, care au spus: din pricina aceasta a venit necazul peste noi. Din pricina asta ne merge prost. Toată viața lor, nemărturisind păcatul, toată viața lor au stat îngrijorat, spunând: din pricina asta nu ne merge nouă. De ce? Pentru că ziua de ieri ne-am rezolvat-o. N-am trăit bine prezentul. De orice viitor este sub umbra aceasta faptului că din pricina aceasta se întâmplă relele. Iubiții Domnului, am să vă spun un lucru pe care aș dori din toată inima în această dimineață să-l înțelegem foarte bine. Să credeți dumneavoastră că Satan are foarte multe vipleșuri. Să credeți dumneavoastră că Satan are foarte, foarte multe tertipuri în viața aceasta. Și să credeți că Satana este un filozof desăvârșit. Să știți că foarte multe filozofii și lucruri pe care le-am preluat nemestecate din lumea aceasta ne vor mânca viața pe dinăuntru. Pentru că unul dintre lucrurile și vicleșugurile celui rău este ca cuvinte care sună bine și sunt lipsite de fundament biblic, să fie preluate chiar și de pocăiți, să creadă în ele, să le spunem unii altora și de fapt ele să nu aibă nicio substanță. Vreau să știți că orice vorbă care nu este încercată, orice vorbă care nu este adeverită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, orice filozofie deșartă a lumii acestea mănâncă precum gangrena în sufletul nostru. Vreau să știți că cuvintele sunt ca niște moli care rot pe dinăuntru, te prezint într-o zi că ești ca șvaițărul. Știați lucrul ăsta? Dumneavoastră să încercați fiecare cuvânt. Dumneavoastră să puneți sub semnul întrebării orice auziți. Și orice nu este potrivit cu Sfânta Scriptură, să puneți întrebarea dacă acela este sau nu este un adevăr. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le-am preluat. Sunt foarte multe idei pe care le-am preluat. Și noi nu ne dăm seama nici măcar de unde vin și de fapt ce vor să ne spună ele și încotro vor să ne ducă. În dimineața aceasta aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că a existat un moment în viața lui Petru, un moment de desnădejde, un moment de cumpănă, un moment în care sufletul lui era un suflet apăsat. Petru știa bine ce făcuse, era între el și Dumnezeu. Era un om care își pierduse cumva busola în viață. Pentru că am să vă spun cu dragii mei, și vă rog să înțelegeți ce vă spun eu acum. Noi nu trebuie să avem capacitatea intelectuală
de a ști eventual cum anume analiștii ne spun nouă să trăim. Nici nu măcar nu trebuie să știu foarte multe economie în viața aceasta să-mi dau seama cum trebuie să trăiesc. Vă spun un singur lucru în care cred. Nici măcar n-am avut nevoie de cărți să-mi cresc copiii. Nu spun că nu sunt bune sau că nu-ți pot da sfaturi bune, dar am înțeles în viață un singur lucru. Că forța care mă ajută să nu orbecăi, forța care mă ajută să nu fiu confuz în viață, este să am o viață trăită în neprihănire cu Dumnezeu. Puterea care îți dă ție întotdeauna, dacă vrei, forța care te mână și te ajută să trăiești viața cu folos, e să știi că trăiești în harul lui Iisus Hristos. Că n-ai zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Că trăiești curat. Că te poți uita la frați cu privirea limpede și fără să ai vreun gând bănuitor. Că știi că n-ai de împărțit nimic. Că nu vine Satana să tragă de poală să spună tu te rogi. Că nu vine Satana să spună tu îndrăsnesc să spui lucrurile acestea. Că nu te urcă în vol și te osândește inima. Sunt slab în multe feluri. N-am înțeles lecțiunea pe care mi-aș dori să o am. N-am întotdeauna prezența Duhului Sfânt pe care mi-aș dori să am. Dar este ceva ce ține de mine. Mă pot feri de păcat, mă pot feri de cel rău și pot trăi cât pot eu, ferindu-mă de ceea ce întinează cugetul și trupul și mintea. Slăviți să fie Dumnezeu! Petru nu mai avea busolă, Petru nu mai avea direcție, Petru nu mai știa ce să facă. Le spune la un moment dat, pur și simplu, cumva denutat, hai să mergem să pescuim. Dumnezeu i-a spus într-o zi, Petre, tu nu mai trebuie să fii pescar în sensul acesta obișnuit. Eu vreau să te fac pescar de oameni. L-a chemat Dumnezeu pe Petru la o lucrare înaltă și a zis, viața ta nu mai trebuie să semene cu ce a avut până acum. N-ar mai trebui să te preocupe lucrurile care te-au preocupat. Dar în momentul în care Petru, din pricina relației blocate cu Iisus Hristos, din pricina acelei nopți în care a intrat ca urmare a trădării pe care a săvârșit-o, Petru s-a întors la ce? La lucrurile pe care știa să le facă. La o rutină care sfâșie pe dinăuntru. La ceva care n-are sens și n-are miez. Pentru că cele mai multe ori, dragii mei, când intrăm în această noapte și nu ieșim din această noapte, totul în jurul nostru nu mai are sens. Nu mai are rost. Gândiți-vă cu atenție la ce vă spun eu acum. Vin tine la mine și mă întreabă, sau poate chiar oameni confuși. Frate, ce să fac pentru Dumnezeu? Frate, în ce direcție să mă duc? Nu spun că nu trebuie să ne sfătuim, dar vă spun că de cele mai multe ori lipsa direcției nu se datorează faptului că Dumnezeu nu vorbește, ci că eu nu vorbesc cu Dumnezeu, fiindcă viața mea nu are fapte care să vorbească cu Dumnezeu. Eu știu că oricine trăiește după voia lui Dumnezeu va fi folosit de Dumnezeu. Și oricine nu trăiește după voia lui Dumnezeu, va fi mereu confuz. Fă-mi eu ce să fac? Fă-mi eu cum să fac? Când trăiești viața cu Dumnezeu, Duhul Sfânt se va folosi de tine. Și te va face un instrument al lui Dumnezeu. Intrăm în noapte, pentru că asta este noaptea vieții noastre. Se stinge lumina, nu în momentul când am închis întrerupătorul. Lumina se stinge în viața noastră când am mințit, când n-am spus adevărul, când am vorbit de rău, în momentul în care noi am făcut ce nu trebuie. Atunci se stinge cu adevărat lumina. Petru era într-o asemenea noapte. Petru plecase și, vedeți, că nu mai știi ce să faci în viață, te duci la lucrurile care sunt slabe. Și unul dintre, dacă vreți, una dintre filozofiile satanei este aceasta. Și ascultați bine ce vă spun acum, câteva tertipuri, dar și replicuri ale diavolului. Diavolul spune următor, ce mă, ești așa cum ești, adevărat, uite, ai făcut păcatul ăsta, dar zice, nu nimic, mă, zice, viața merge înainte. Cât s-ați auzit dintre voi că viața merge înainte? Ați auzit lucrul ăsta? Ba încă, poate în aminte situații, am spus și noi unor oameni, bă, prietene, ai păcătuit, dar viața merge înainte. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, adevărul biblic. Viața nu mai merge nicăieri până când ți-ai rezolvat problema cu Dumnezeu. Amin. Tu te întrebi de ce în plasa ta nu mai intră niciun pește de multă vreme? Tu te întrebi de ce nu mai ai sebă și de ce nu mai ai forță în ceea ce faci tu? Tu te întrebi de ce pui capul pe pernă și te frămânți până dimineață? Ca un pipiric, ca o ușă în țâțână, te frămânți până dimineață? Tu te întrebi de ce nu mai ai somn de la Domnul Dumnezeu? Tu te întrebi de ce nu are gust ceea ce mănânci tu? Pentru că noi, într-o filozofie deșartă a lumii aceea, spune, viața merge în care viață, prietene? Poate viața biologică. Dar dacă n-ai viață spirituală, dacă n-ai din Dumnezeu puterea care adeverește în tine că ești copilul lui Dumnezeu, încotro merge viața, nicăieri a rămas pe loc. Biblia spune și ascultați adevărul Biblie. Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te la dragostea din tine. Tu nu mai poți să mergi înainte, spune Domnul. Oprește-te, du-te la locul în care ai căzut. L-ai mințit pe fratele tău. Du-te acolo la fratele tău și spune, eu sunt un om care te-am mințit. Eu sunt un om care te-am bârfit. Nu mai merge rugăciune, nu mai merge viața. Nu mai citesc cuvântul Domnului cum l-am citit înainte. De ce? Pentru că Biblia spune, fă pași înapoi, du-te de acolo de unde ai căzut. Repară situația și de acolo înainte vei mai avea viitor.
Petru a încercat să pescuiască ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă continuați viața aceasta. Nu mergeți la serviciu ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu rămâneți în relația de familie ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dacă s-a întâmplat ceva și a întristat pe Domnul, să te scapi de povara ta, să te mărturisești lui Iisus Hristos, ca să poți să o iei din locul acela înainte, pentru că aminte tu nu mai ai viață. Știți care e diferența între un animal și om? Animalul are viață biologică. Dar omul are viață spirituală. Eu nu sunt mai mult decât un dobitoc fără minte, cum spune Petru, în momentul în care îndrăznesc într-o nebunie a minții mele, să cred că viața merge înainte, când eu am rămas pe loc în relația cu Dumnezeu, blocat de un păcat. Asta este ceea ce ne spune Dumnezeu. Nu pescui, nici pești nu trag la tine. Te simt prești că ești păcătos. De ce l-ați intrat în plasa lui Petru? Până și peștii au simțit că Petru e un om care nu și-a rezolvat problema. Nu mai vine la tine binecuvântarea. Oamenii când stau de vorbă cu noi, n-ați observat în multe situații cum Dumnezeu a dat binecuvântarea. Ochii tăi, a zis patronul, sunt cinstiți. Vorba ta, zice, e dulce și miroasă. Dar în ziua în care te despărți de Hristos și ai făcut ceva greșit și ai intrat în noapte, tot această binecuvântare se duce. În atâtea împrejurări ale vieții mele, poate că v-am spus și v-am mărturisit, când eram sărac și m-am angajat, mi-a dat patronul o speță, eram atunci consilier juridic și mi-a spus, ca în povestea asta clasică, dacă mâine zice nu vii cu rezolvarea, unde îți stau picioarele, acolo să stea capul și invers. Deci am simțit amenințarea și m-am dus acasă, iubiții Domnului, m-am dus acasă și am zis, Dumnezeul meu e sfânt, Dumnezeul meu e mare. A zis, deschid cărțile, citesc și voi soluționa speța. Am citit, n-am înțeles nimic. Era așa o ciudățenie de speță, ceva foarte greu. După care am zis, nu nimic, mă rog lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi dă rezolvare. Dumnezeu nu mi-a dat nicio rezolvare, m-am rugat, tot așa am rămas, adică nu știam nimic. După care am zis, mă culc și voi avea un vis. Dumnezeu m-a dat un vis și în vis mă lămurește Domnul. De încrezător eram că Dumnezeu mă ajută. N-am avut niciun vis. Am dormit bine. M-am trezit dimineața, am zis, ce fac eu? Las că mă duc pe stradă, zic, până la serviciu mă rog și Dumnezeu îmi dă soluția. Până când ajung la serviciu. Și am ajuns la serviciu rugându-mă și nicio soluție n-am avut în capul meu. Și în momentul când m-am dus și am deschis ușa, cine credeți că era prag, șeful, zice, ai venit cu soluția? Ce îmi spui? La care eu am început să, am deschis gura și am zis, eu nu știu ce am zis, am zis ceva. Am început să vorbesc prin credință. La care șeful meu, după ce am vorbit, zice, extraordinar, zice el. În viața mea, zice, eu nu m-am gândit la soluția asta. Oameni buni, nici eu nu m-am gândit că nici astăzi nu știu ce am spus. Astfel de curios să aflu în cer ce am spus. Nu știu ce o fi spus lui Dumnezeu. Nu știu ce o fi înțeles din ce am spus eu. Eu n-am înțeles nimic. Nici astăzi nu știu ce soluția a fost. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu tine. Uneori Dumnezeu vrea să deschizi gura prin credință. Amin. Dar să n-ai nimic să te osândească în inimă. Pentru că aminte, Dumnezeu nu poate lucra. Credeți lucrul ăsta? Amin. Deci, iubiții Domnului, viața nu merge înainte, viața rămâne pe loc și de acolo de unde am lăsat-o, va trebui să lucrăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mai există, dragii mei, dacă vreți, un verset biblic care spune în felul următor. Ați auzit versetul care spune, zice, să n-a pună soarele peste mânia voastră. Cât să-l știți? Ridicați o mână. Așa. Nu că nu știam că-l știți, dar să vă mai îngheroasă. Nu adormiți. Bun, dar v-ați gândit de ce Dumnezeu folosește expresia asta? Adică, până la urmă, ce vrea să ne spună Dumnezeu cu să n-apună soarele peste mânia ta? Dar de ce folosește Dumnezeu expresia să n-apună soarele? Ce te-a arătat soarele cu mânia? Am stat de vorbă cu mulți oameni și am înțeles într-un final despre ce vorbește Domnul. Dumnezeu vorbește în următor. Deci tu ești un om mânios. Bă, dar mânios ce ești tu, n-a văzut nimeni. Te culci ca o locomotivă care pufnește. Deci, atât de răvoș ce ești tu și de mânios. Și te-ai culcat în mânia ta, n-ai iertat, n-ai venit la picioarele Domnului Iisus să spui, Doamne, dă-mi pace, ajută-mă să mă împac cu părâșul meu. Te-ai culcat sub presiune. Și când te-ai trezit, dimineața, soarele strălucitor s-a înălțat, tragi storurile, te uiți la soare, tu nu-l vezi. Tu nu-l vezi. Nu mai vezi soarele, nu mai vezi cafeaua sau ceaua pe care ți-o dă soția, nu-ți mai vezi copiii, copiii sunt probleme, cafeaua este rece, casa este neîncălzită, la baie nu ia apă fierbinte sau ce vrei tu. Totul e rău. De ce? Pentru că nu mai ai soarele. În momentul în care te-ai culcat mânios, s-a stins soarele în viața ta. Te uiți la el și nu vezi decât pe cineva care te deranjează. Totul te deranjează. Nu mai ai soare, nu mai ai lumină. Iubiții Domnului, în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog, să ieșim din orice noapte a păcatului, ca să avem soare în fiecare dimineață. Să putem să ne uităm, să spunem, Doamne, îți mulțumesc că ai ridicat soarele pe cer. Îți mulțumesc că l-ai pus să mă încălzească. Aminte, știi cum te culci? Mânios te culci, mânios te trezești. Și nu o să mai ești niciodată prin starea aceea. Degeaba ai soare pe cer, tot nu-l vezi. De ce? Ai ochelari de mânios.
Atunci asta trebuie să fie schimbat. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Zice Satana, timpul rezolvă pe toate. Atât mincinos e Satana asta, mustră-l Domnul. Ci timpul rezolvă pe toate. Lasă, frate, lasă, o iau ușor. Timpul rezolvă pe toate. Pentru normal, timpul rezolvă pe toate. Te rezolvă și pe tine cu o cruce la cimitir. Ultima minciună din viața ta. Aici odihnește roaba lui Dumnezeu. Care e roaba lui Dumnezeu dacă tu nu ți-ai rezolvat problema? E mincinos Satana. Timpul nu rezolvă nimic. De când bucata asta de ceas îmi rezolvă mie problemele? Iisus Hristos se rezolvă problemele. Dar pentru asta eu trebuie să am inițiativă. Pentru asta eu trebuie să fac ceva cu viața mea. Ce a timpul rezolvă pe toate? Ce minciună? E fardată, e cosmetizată, e cu fundiță roșie. Ce bine sună. Și ce rezolvă? Nimic. Timpul nu rezolvă nimic. Te rezolvă timpul. Timpul te rezolvă, nu le rezolvă. Că într-un fel te vei trezi, că ești la capătul vieții, nu mai ai putere, ci aș vrea să-l cer iertare de la Ion. Că acum dau seama că am greșit. Dar Ion e mort de 10 luni sau e mort de 2 ani. Dar cine-ți mai cere tare? Te-a rezolvat timpul, prietene. În loc să rezolv... Eu trebuie să rezolv problemele din viața mea. Credeți lucrul ăsta? Eu trebuie să am inițiativa să rezolv problemele din viața mea. Diavolul e mincinos. Ce important e să ai relații, spune Satana. Așa e? Important e să ai relații. A avut relații, Petru. Zice, alți prieteni au zis, hai să pescuim și noi cu tine. Hai că mergem împreună. Prietenii, relații au mers împreună. Ce au prins? O răceală. Dimineață bărboși, nedormiți, cu plasa goală. Nu, ce bun că sunt prieteni. Tu ce prinzi? Nimic. Împărțim nimicul. Și ce iese când împărțim nimicul? Nimic. Dar când îl adunăm, ce iese? Tot nimic. Tu nimic, eu nimic, el nimic. Hai că suntem prieteni. Mă, oameni buni, când îl ai pe Dumnezeu, n-ai ce să dai. Vreau să vă spun un lucru. Tot ce e valoros în sufletul meu și orice lucru care mi-a adus prieteni în viață, nu mi l-a adus pe baza avocaturii, nu mi l-a adus pe baza psihologiei, mi l-a adus pe baza faptului că sunt credincios. Pentru că Hristos fiind în noi comoara pe care o împărțim. Și de ce mă simpatizați voi? Unii, nu toți. Nu trebuie să spun mai mult. Mă simpatizați pentru că cu mine este Dumnezeu și cu voi este Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeul vostru și Dumnezeul nostru și meu și Dumnezeul care ne-a înfrățit este cel care îl împărțim. Mărire lui Dumnezeu. Deci iată ce înseamnă până la urmă. Relații. Ai relații. Și ce dacă ai relații? Nicio rezolvare nu-ți aduc relațiile. Pentru că sunt situații în viață pe care nu le poate rezolva nimic. Nimeni nu le poate rezolva. Acum, iubiții Domnului, aș vrea să trecem mai departe și să vă uitați la o expresie biblică cu care încheiem acest prim punct. Uitați-vă în versetul 3 și vă rog să afișați finalul. Au ieșit și au intrat în rogorabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Vă rog frumos să afișați acest verset pe care aș vrea să dumneavoastră să îl vedeți. Cât ați auzit de premiul Nobel? Până sus. Ați auzit de premiul Nobel. De asta știți cum a fost premiul Nobel, cum a fost promis premiul Nobel instituit? De asta nu știți, așa e? Alfred Nobel este propriu-zis omul care a inventat dinamita. Și fratele lui, atunci când a murit, el a rugat să fie un necrolog în ziar, o prezentare. Numai că cei de la ziar au fost oamenii care au greșit, în loc să spună pe fratele lui, l-au pus pe Alfred Nobel. Și la necrolog, el citea dimineața propriul necrolog. Murise frate-sul, dar ei au greșit numele și l-au pus, au crezut că ei au murit. Și zice, Alfred Nobel a trăit între ani, zice, a murit. Și zice, el este regele dinamitei. Zice, invenția lui a ucis mai mulți oameni decât au scos toate războaiele la un loc. La care el citind ziarul a început să-i tremure mâna. Zice, așa trec eu în eternitate. Așa își vor aduce oamenii aminte de mine, ca de regele dinamitei, zice. Și de azi încolo eu instituie un premiu, că era bogat din cauza dinamitei. Și în fiecare an voi premia omul care face pace. Pentru că premiul Nobel este un premiu al păcii. Dumneavoastră va trebui să vă uitați la acest verset, nu l-ați spus. Versetul 3, Ioan 21, zice Biblia încă o dată. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Știți ce mi se pare mie că este acest verset? Necrolog. Ăsta este necrologul omului păcătos. A intrat în viață, a ieșit din viață și nu a prins nimic. Nu l-a prins pe Hristos, Hristos nu l-a prins pe el. Un necrolog trist. Dacă o să mă întrebați pe mine ce am făcut, vă spun așa. Am intrat în viață când n-am voit eu, o să ies din viață când Domnul va hotărâ, dar de prins m-am prins de poala hainei lui. Și până la urmă, asta e cel mai frumos lucru pe care l-am trăit în viața asta. Asta este un necrolog trist. Ce este Petru? Un necrolog. A intrat, a ieșit și n-ai prins nimic. De ce? Pentru că și peștii te simt când ești păcătos. Peștii nu mai pot să vină la tine că te simt că ești păcătos. O să vedeți ce frumos aliniază peștii, ce cuminte lucrează atunci când Dumnezeu este cu tine.
Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Deci nu cumva în dimineața aceasta să te gândești și să spui până la urmă cum facem noi. Ăsta e necrologul vieții noastre. Să nu fie ăsta necrologul vieții noastre. Să fie necrologul vieții noastre, să fie următorul. Să fie am intrat, am ieșit și ne-am prins de Hristos și Hristos ne-a prins pe noi. Amin. Noi fim în lucrul ăsta. Asta să fie în necrologul vieții tale. Și la, dacă eu o să mor primul, să spuneți așa, omul ăsta a zis, a intrat, a ieșit și l-a prins pe Hristos și Hristos l-a prins pe el. Amin. Slăviți să fie Dumnezeu. Iubiții Domnului, al doilea punct pe care vreau să-l împărtășesc în dimineața aceasta cu voi, deci după ce am vorbit despre această noapte a înfrângerii, o noapte din care, chiar dacă se face zi biologică, tu nu mai ești. Dar s-ați văzut ce puțină forță avem în viață când ne osândește inima. Vii la biserică și spune Biblia că dacă nu te osândești inima, ai îndrăzneală. Sunt copil de Dumnezeu. Aleluia! Iisus Hristos m-a iubit, mă iubește. Aleluia! Mă rog cu credință. Dumnezeu e bun. Nu știu care e planul Lui, dar știu un singur lucru. Sunt copil de Dumnezeu. Dacă mă osândește inima, tu copil de Dumnezeu, tu mincinos, tu înșelător, tu care te, știu eu, te spurci cu lucruri care n-ar trebui să te spurci. Cum poți să spui tu că ești copilul Dumnezeu? Satana vine în urechea ta și așa are o pâlnie mare și așa are un megafon care strigă. Zice, păcătosule! Și te moi ca ceara. De ce? Pentru că tăria noastră e Hristos. Amin. Hristos în noi, nădejdea slavei. Hristos e tăria noastră. Pototul în Hristos, nu în carne, nu în sânge, nu în relații, nu în viața merge înainte. Pototul în Hristos, care ce face? Mă întărește. Slăviți să fie Dumnezeu. Acum, iubiții Domnului, se întâmplă ceva frumos când se, când zorii apar. Așa de frumos e Dumnezeu. Dumneavoastră, observați, vă drăguțiți așa un pic de Scriptură. E noapte. S-au dus să pescuiască. Că noaptea se pescuiește, că noaptea trag pește. S-au dus să pescuiască. Dimineață, supărați, probabil că erau cum erau, încep să se vadă zorii, obosiți, pește nimic, plasa goală. Și undeva pe țărm, mărire lui Dumnezeu, undeva pe țărm, odată cu zorii, că Hristos nu vine cu noaptea, Hristos vine cu zorii. Odată cu zorii pe țărm, stătea o persoană acolo. Și persoana aceasta se uită spre direcția corabiei și rostește câteva cuvinte extraordinare. Ce spune? Zice în felul următor. Dimineața Iisus stătea pe țărm. Dimineața Iisus stătea pe țărm. Pentru că aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei, și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți de ce era Iisus Hristos acolo. Și astăzi sunteți obosiți. Adică voi când sunteți odihniți? V-ați născut obosiți. Dumnezeu din cer să vă dea înviorare, mă, oameni buni. Toarne, Doamne, ce să toarne, Domnul? Apă vie! Aleluia! Da, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă ajute. Dacă mintea nu-i conectată, păi nu se poate. Dumnezeu să vă ajute, eu vreau să și înțelegeți și să pricepeți. Amin. Nu numai așa lucruri emotive. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care are putere. Nu așa stărnim niște emoții, plecăm acasă, am plâns, ce-ai făcut toată? Bine a fost, ce-ai făcut, am plâns. Hai, știi că ai plâns, nu e important că ai plâns. Important e ce-ai înțeles, așa să ne ajute Dumnezeu. Bun. Acum. Dimineața Iisus stătea pe țăr. Dar de ce stătea Iisus pe țăr? V-a spus întrebarea de ce stătea Iisus pe țăr. Dar de ce sunt cumfate întrebări din genul ăsta? Băi puneți că poate ai răspunsul interesant. Pentru că în momentul în care Iisus Hristos a înviat, zice Domnul Iisus Hristos, spuneți-i și lui, și lui Petru că am înviat. Zice Domnul Iisus Hristos, Petre, noi doi avem ceva de discutat. Crezi lucrul ăsta? Da, Doamne, cred. Între noi doi a rămas ceva nerezolvat. Da, ai zis că toți, dacă te părăsesc, eu scot sabia și mă luc cu toți mei. Și acum, Petre, tu ești foarte dărâmat, tu ne-ai mai ieșit din noapte, tu ai făcut niște promisiuni mari și acum și ce se întâmplă? Dacă Dumnezeu ne-ar fi ajutat măcar să nu facem promisiunile alea mari, că acum vine să tragi și ne-ai zis tu cu gura ta, mă viteazule și își bate joc celor de noi. Dacă tăceam, eu vorb, dacă tăceam, filozof rămâneam. Deci măcar dacă tăceam și nu vorbeam, dar fiindcă am vorbit, e mai mare rușine acum, că dacă tăceam, măcar spuneam, mă, n-am vorbit. Domnul mă acuză că n-am vorbit, acum am și zis, m-am osândit cu gura mea cu alte cuvinte. Și acum vine Domnul Iisus Hristos la țăr, ce Petre, nu ți-am zis eu, nu ți-am zis eu că am înviat? Da. Și ce ai făcut după ce am înviat? Și am alergat la mormânt, dar nu te-am găsit acolo. Bun, zice el, dar n-am venit eu după amiaza aceea în dărătul ușilor închise și m-am arătat în mijlocul vostru? Da. Și acum eu mă întreb pe voi, l-ați auzit pe Petru alergând la Domnul și spune, Iisuse Hristoase, mărire ție, bine că ai înviat, pentru că noi doi avem ceva ce ne-am rezolvat, mă pocăiesc în sac și în cenușă, Doamne, eu am fost un om care am promis mult și am rezolvat puțin. Unde îl vedeți pe Petru că vorbește cu Iisus? Nicăieri. A apărut Hristos acolo, în mijlocul ucenicilor, a apărut duminica următoare când a venit și Toma și asta era, spune Biblia, treia oară când a apărut și a zis, măi, eu mă duc la cer, zice, eu mă înalț astăzi, mai e puțin și plec. Și tot cu problema nerezolvată.
rezolvată ești. Dar tu când ai de când să te vorbești despre lucrurile importante ale sufletului tău? Vii la biserică. Păi vii la biserică. De ce dacă ai venit la biserică? Tu ai venit la biserică să bifezi o conică? Tu ai venit la biserică să-ți rezolvi problema cu Iisus? Aleluia! Dar tu tot vii la biserică și nu faci nimic. Care-i folosul că vii la biserică? Tu știi de ce Dumnezeu ți-a mai dat o zi de viață? Ca eu să rezolv problema cu Iisus? Aleluia! Am ceva de rezolvat cu El. Eu am ceva să-i spun lui. Eu am ceva să-i mărturisesc lui. Eu am ceva de vorbit cu el dimineața aceasta. Și Iisus stă la marginea țărmului și spune: Petre, nu mai este timp. Eu mă dați la cer și nu o să mai stai să te uiți în ochii mei. Eu am venit astăzi să spun că dacă tu nu vii la mine, vin eu la tine. Mărire lui Iisus. Ce crezi dumneavoastră că noi am venit la biserică voluntar? Și ce spune profetul Maleachi? V-am tras cu funii de dragoste. Te trage Dumnezeu cu funii de dragoste. Că nu trăgea Dumnezeu de funii, tu nu te mai urmeai. Haideți să fim cinstiți. Câtul ăla dintre noi a trecut prin minte, nu mai duc la biserică, s-a obosit. Mai dorm un pic. Ne-a trecut. Dacă nu azi, altă dată. Și Dumnezeu a zis, ia să pun eu funia pe umăr, să o mai trag un pic. Să-l mai trag și pe Ionică la biserică. Că să ia doar, că se întoarce pe parte. Dacă nu ne trăgea Dumnezeu cu funii de dragoste, nu eram azi în biserică, credeți? Și funile de dragoste ale Dumnezeu sunt de multe feluri. Recunoștința pentru pâinea nemeritată, pentru serviciul pe care îl ai, sunt funii de care Dumnezeu le pune pe omul și le trage. Dar noi avem o problemă, iubiți Domnului. Vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, nu trebuie să-L convingeți pe Duhul Sfânt să coboare în adunare. Este mai dornic decât credem noi. Nu e nevoie să-L convingeți pe Dumnezeu să ne vindece. E gata să ne vindece. Dar Domnul Iisus spune, mă mir, zice, că voi mergeți înainte în acest simulacru de viață. În ceea ce voi numiți viață și nu este. Și nu veniți să vă rezolvați problema cu mine. Am luat inițiativa, spune Iisus Hristos. Dimineața asta sunt la voi. Vreau să stau de vorbă cu tine. Vreau să vorbesc cu tine, spune Iisus Hristos. De ce? Ca să-ți rezolv problema. Tu trebuie să vorbești cu mine. Ce Domnul Iisus. Și ascultați. Fantastic este acest Dumnezeu, extraordinar, copleșitor. Spune la un moment dat că Domnul Iisus Hristos vine și ascultați, cam ce vârstă mare spuneți că avea Petru când era atunci pe corabie? Oricum, clar că n-avea 20 de ani, 15, nici atât. Poate că era una 40 de ani, chiar mai bine. Acum, eu cred că ăștia după o noapte întreagă de pescuit, cred că erau și, cum să spun eu, cu privirea asta mai aspră. Eu am văzut oamenii care nu dorm o noapte, mai, nu știu cum să spun, par așa mai îmbătrâniți. Eu m-am uitat la mine. Și bărboși și supărați. Și la care Domnul Iisus Hristos vine la ei. Deci la acești, bărboși, la acești bărbați. Și le spune, copii. Deci extra. Cum adică copiilor? Cu copiilor. Adică, ce vă eu spuneți? 40 de ani și copii. Aveți ceva de mâncare? Spune Domnul, copii. Cum adică copii? Dar mai bărbații vlășgani care erau acolo pe corabie și nu făcuseră nimic. Și Dumnezeu le spune copii, oameni buni, slăviți să fie Iisus Hristos, Domnul. Ascultați-mă, înaintea acestui Dumnezeu, de multe ori mă simt neajutorat. Viața aceasta este o viață care mă ia pe nepregătite în multe feluri. Și vreau să recunosc înaintea lui Dumnezeu că uneori mă simt dezarmat în fața vieții. Uneori mă simt neputincios în fața vieții. Și n-ar trebui să ne rușinăm de faptul că nu avem răspunsuri. Nu știu încotro să o iau, nu știu ce să fac. Și Domnul Iisus vine și ne spune, copii, pentru mine ești un copil, eu sunt Tatăl tău, eu sunt Dumnezeul tău, eu te ajut. Nu trebuie să sperii că n-ai încotro să o iei. Pentru mine vei rămâne mereu un copil. Îți cunosc sufletul, îți cunosc felul de a fi. Și în momentul când spune Dumnezeu copil, îmi vine să mă ghemui și să mă arunc în brațele lui de Dumnezeu și să-i spun, Doamne Dumnezeule, eu nu-s mai mult decât un copil. Și la 50 de ani tu trebuie să mă înveți. Și la 60 de ani trebuie să stau de vorbă cu tine. Și îmi pare bine că am un tată. Și îmi pare bine că am cineva care are brațele deschise. Vine Iisus și spune, copii, aleluia. Deci nu, da, copii, slăviți să fie, mulțumesc, Doamne, îți copilașul tău. Vedeți la ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu, să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și suntem, mărire lui Iisus Hristos, și suntem. Și suntem, dacă spunem suntem, nu ne comparăm cu lumea. Că spunem suntem, spunem, da, Doamne, recunoaștem că noi avem nevoie de tine, tăticul nostru. Amin. Slăvit? Asta înseamnă și suntem, nu o să te umpli în taină. Ajută-ne, Doamne. Bun. Și ce ne spune Domnul Iisus Hristos? Sunteți atenți? Sunteți atente? Numai grupul ăsta strigam. Voi, mulți Domnului. Deci amin înseamnă așa să fie. Adică sunt de acord cu ceea ce se vestește. Iubiți-i Domnule. Îmi place de Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nostru este Dumnezeu de o finețe nemărginită. Se uită la ei și le spune, aveți ceva de mâncare? Păi eu dacă eram cu Domnul Iisus Hristos și ce spuneam, ați prins mă ceva? Dar asta era o întrebare jignitoare.
Ați prins ceva, toate privirile în jos. N-am prins nimic. Eee, așa e când plecați fără Iisus, da drum. Deja aveam predicat într-un punct. Așa e când pleci cu Iisus, fără Iisus, da drum. Deci, ați prins ceva, era o întrebare la care Domnul Iisus spune, aveți ceva de mâncare? De ce spune Domnul Iisus, aveți ceva de mâncare? Pentru că Domnul Iisus Hristos, că Domnul Iisus Hristos nu-L preocupă întrebările din acestea simple, de doi bani, lucruri care nu sunt importante. Oamenii te întreabă, ai prins ceva, ai ce ai în casă? Cum e gresia, roșie sau albastră? Cum e frate acolo, are parchet sau nu are parchet? E bogat sau e sărat? Pe Iisus Hristos nu-L preocupă întrebările astea. El zice, aveți ceva de mâncare. Dar ce înseamnă aveți ceva de mâncare? Asta este o întrebare profundă. Este o întrebare existențială. Este ceva ce vă satură? Este ceva ce vă hrănește? Sufletul vostru are mâncare? Sufletul vostru primește hrană? O, Doamne, pâine care te coborâ din cer să te frângi pentru noi. Mâncăm din tine și ne săturăm. O apă vie care satură și stânge sâta sufletului nostru, îți mulțumim. O întrebare profundă. Dumnezeu nu vrea să spui întrebări simple. Dumnezeu vrea să spui întrebări existențiale. Ascultați-mă. Vă rog în numele Domnului Iisus. Întrebați-vă simt. Doamne, ești fericit? Îți mulțumim, Doamne, cu viața pe care o am. Trăiește sufletul meu. Mi-e drag mie de ce am în viața aceasta. Doamne, ești pregătit pentru eternitate. Îți gata să dau ochii cu hotarul cerului tău. Doamne, ești pregătit să mă iei acasă. Doamne, am fost un tată bun. Puneți-vă întrebări grele. Dumnezeu vrea întrebări existențiale. Nu vrea întrebări de 2 lei. Ce mai faci? Bine, bine, pace, pace, mă duc. Toată ziua, bună ziua, numai lucruri din astea de 2 bani vorbim între noi. Care nu ne ajută cu nimic. Dar dați-vă cumva viețile peste cap, tulburați-vă sufletele unul altuia prin întrebări adânci. Măi, soră, ești fericită? Bă, dar ce-ți veni, mă, să mă întreb dacă-ți fericită? Îmi veni! Pentru că asta face Dumnezeu, ne face să punem întrebări adânci, întrebări grele. Ești mulțumit cu ce faci, frate? Ții un microfon în mână și lauzi pe Domnul. Păi Dumnezeu cu tine, ești mulțumit, ești un păcat. Mă, corule care cânți, ce faci? Ești bine? Te simți partea lucrării lui Dumnezeu. Simți că Dumnezeu se răsplătește pentru lucrul acesta. Ce faci? Faci? Cu ce folos faci? Ce sens are ce faci? Încotro te îndrept cu viața ta. Dumnezeu vine și spune, aveți ceva de mâncare? Și întrebarea este existențială, este profundă. Pentru că mută privirea de la pești care nu au fost prins și de la rușinea momentului acela o mută spre un plan general. Cine vă dă două de mâncare? A cui mână se deschide și vă hrănește? Cine este Tatăl vostru și Dumnezeul vostru? Deci este zgoi. Pentru că nu vreți să vă umpleți, spune Iisus. Să simți de vădă. Mută Dumnezeu privirea. Mare este Dumnezeul nostru. Slăviți să fie Iisus. Și acum, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. În momentul acela în care Domnul Iisus Hristos vorbește, spune un lucru deosebit. Ei, este clar, răspunsul era evident. Nu pune Domnul Iisus Hristos întrebări, fiindcă El nu le știe. Le pune întrebări Domnul Iisus Hristos ca noi să conștientizăm nevoia de a ne întreba. La care Domnul Iisus Hristos spune, ce am venit să vă rezolv întâi problema aceasta și ce? Aruncați mreaja în partea dreaptă. Sunteți atenți la ce vă spun eu. Amin. Deci aș putea să stau cu voi o zi întreagă și urmă satul de cuvântul Domnului. Bun, haideți vă spun un lucru. Ce aruncați mreaja în partea dreaptă. Îl iubesc pe Domnul Dumnezeu. De ce? E criză. Bun, Doamne, ce să fac eu, Doamne? Unde să mă mai duc, Doamne? În Italia să mai găsim vreo regiune neexplorată? Vreo companie nouă care are ceva contracte? Asta e gândirea noastră. Dumnezeu spune, eu am o soluție clasică. S-a întâlnit Domnul Iisus Hristos cu Petru la prima pescuire minunată și a zis, aruncă mreaja în partea dreaptă. S-a întâlnit Domnul Iisus Hristos cu Petru și zice, aruncă mreaja în partea dreaptă. Dumnezeu nu are soluții noi, Dumnezeu are acelea soluții de când îi El și anume respectă cuvântul lui Dumnezeu, urmărește cuvântul lui Dumnezeu, împlinește poruncile lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da ceea ce lipsește sufletului tău. Amin! Amin. Și s-au dus ei și au aruncat mreaja în partea dreaptă, așa cum Domnul Iisus Hristos i-a învățat de fiecare dată. Și Dumnezeu ne învață de fiecare dată. Rugați-vă lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va da pâinea. Căutați să fiți pe placul lui Dumnezeu, fiți cinstit în lucrul vostru și Dumnezeu se va îngriji de pâinea voastră. Citiți cuvântul lui Dumnezeu, umpleți-vă de cunoștința voii sale și nu veți fi neroritori în viața voastră. Dumnezeu nu se modernizează, Dumnezeu are aceleași metode. Scriptura, rugăciunea, frățietatea, lucrarea lui Dumnezeu. Amin? Slăviți să fie El. Amin. S-au dus și au aruncat mreaja în partea dreaptă. N-au mai comentat. Și spune Biblia că s-au umplut mreaja de pești. Dar ce fel de pești erau? Ziceți voi, mici, mari, mijlocii. Deci pe Dumnezeu nu interesează că sunt roșii, că sunt verzi. Nuanțe. Mari, zice Dumnezeu. Ca să știți că e vorba de mine, zice. Eu când dau cu mâna la acest. Mari! Dar acum vreau să vă întreb un lucru. Dumneavoastră aveți ceva cunoștințe geografice? Ce pești sunt în Marea Tiberiană? Cine a fost în Ierusalim, fabrica, trebuie să știe. Plăușcă.
mici, mici, mici. Nu sunt pești mari. Deci vă rog, citiți, deschideți un atlas cercetat. Sunt pești mici. Și au venit pești mari. Că Dumnezeu a zis, dar tu voi credeți că, vă credeți că Marea Tiberiade vă venește pe voi? Vă credeți că deșteptăciunea voastră, că știți să găsiți locul? Asta credeți că face diferența. Deci nu erau, deci în primul rând că ei nu au prins nimic noaptea și în al doilea rând că erau plebușcă, era plebușcă în Marea Tiberiade. Dar Dumnezeu s-a uitat și a zis Iisus, unde sunt peștii aia mari? Japonii, Haifa. Toți peștii au venit să plasă. Noi mergem pe pământ, Dumnezeu vede și ce-i sub. Deci Dumnezeu nu are nevoie de prospecte geologice. Dumnezeu nu are nevoie de ce știu ce prospecte marine. Dumnezeu spune peștilor, haide, intră în plasa Bucăitului. Că eu trebuie să-l binecuvântez. Mari, mari, Doamne. De unde ați venit? Nu știu de unde au venit. A fost un banc de pești. Dumnezeu i-a mânat. Le-a pus GPS-ul binecuvântării. Direct în plasă. Și au tras ăștia plasă. Nu mai puteau să tragă în sus. De mari ce erau. Ați înțeles, dragii mei, cum funcționează binecuvântarea? Vin oameni și spun, da, Dumnezeu m-a binecuvântat, frate, dar eu am o licență în drept. Dumnezeu m-a binecuvântat, eu am o licență, nu știu ce, eu sunt genial, frate, eu sunt deștept, eu am niște metode extraordinare. Ui, la ei și spun, bă, copilașul, nu te duce minte deloc, mă. Dumnezeu din cer ne dă nouă, dragii mei, belșugul binecuvântării. Nu mai frământați atât, da. Marea Tiberiade, n-au prins nimic, pești mici. Iisus Hristos a zis, toți să vină aici. Ce importanță are? De unde vrea El? Și vrea să este o întâmplare cu Isaac. Ați auzit de Isaac, săpătorul de fântâni? Câte fântâni au săpat în sac? Ziceți voi. Bă, dar nu știți din ea. Una, două, trei fântâni a săpat la rând. Da? A săpat o fântână și i-au pus numele Sitna, care înseamnă ceartă. După care au pus numele Sec, care înseamnă o ceartă întețită. După care a mai săpat o fântână la Rehobot și aia nu a mai furat-o nimeni. Dar de ce ar fi săpat Iacob în sac atâtea fântâni? Și ăștia au venit și mă, așa mă supără cristenii, deci eu sap și tu vin și eu cu sapa, tu cu mapa. Deci, ați înțeles ideea? Deci săpa săracul Isaac, veneau ăștia și spuneau, apa e a noastră. Și Isaac mai săpa în o fântână, vedeți că nu s-a certat cu filistenii. A zis, mă luați-o. Dar ce a făcut Isaac? A înțeles un lucru, mă, ce la mine secretul nu e că s-a fântână, mă, prieteni, nici, deci nu hârleți secretul. Secretul este în faptul că Dumnezeu este Dumnezeu care umblă cu apa. Rămâneți voi cu fântâna, că Dumnezeu merge cu apa. Și ce? Dumnezeu bagă izvorul care era aici, îl bagă la următoarea unde sap eu. Că Dumnezeu este Dumnezeu care umblă cu apa. Voi rămâneți cu fântâna părăsită. Că Biblia spune că fântâna pe care o săpase Avram, o stupaseră. De ce? Păi se case. Că dacă o lasă filistenii în primire, ce Dumnezeu onorează? Fântâni? Puțuri? Dumnezeu onorează apa. Și Dumnezeu pleacă cu apa. Mă duc la următor. Asta este credul binecuvântării. De ce unii au și de ce n-au? Binecuvântarea poate să fie în multe feluri. Binecuvântarea poate să fie în felul în care tu ai nevoie de două pâini. Dar o binecuvântare poate să fie că Dumnezeu mă ajută pe mine și n-am nevoie decât jumătate de pâine. Și asta e o binecuvântare. Trebuie să mănânci două. Și Dumnezeu îți dă două. Dar poate că o binecuvântare este Dumnezeu mai reduce un pic apetitul. Și asta poate să fie o binecuvântare, nu? Slăviți să fie Domnul. Vă că zâmbiți. Iubiții Domnului. Asta mai spun un lucru interesant. Când a venit la țări, când au venit spre țări, deci în momentul în care Domnul Iisus Hristos era acolo la țări și a întrebat și a spus copilașilor, aveți ceva de mâncare, unul dintre ucenici a strigat și a zis, este Iisus, este Domnul. Dar ceilalți nu au zis. O, ce necredincioși, ce nepocăiți, nu. Vreau să vă învăț un lucru, dragii mei, din viața asta. Ia nu mai strigați voi, este Domnul, până nu vedeți mai întâi că Dumnezeu în viața voastră rodește. Mulți ne grăbim să declarăm, mulți ne grăbim să fim declarativi, dar ar fi bine când ne întoarcem și când mărturisim pe Domnul, să avem reașa plină. Ce au zis, o fi, trebuie să vedem. Ei au pescuit după cum a spus Domnul, au ridicat pește și după aceea au zis, gata, nu mai era niciunul care să le întrebe, toți știu că e Domnul. Ioan, ucenicul acesta, iubirea strigat, este Domnul, l-a recunoscut în felul, ce l-au așteptat. E bine în viață să ai mărturie. E bine în viață să spui, sunt al lui Hristos, după ce dai mărturie prin rod. Amin. Nu declarați până că mai întâi oamenii nu văd roadele voastre. Pentru că fără roade suntem niște chimbale zângănitoare și o ramă sunătoare. Dumnezeu să ne ajute. Am închis paranteza. Iubiții Domnului, acum vreau să vă spun un lucru frumos. E bine, stăm bine cu timpul. Acum mai avem puțin și în timp. Într-un fel sau. La un moment dat, Biblia spune că au tras mreaja pe țărm și Domnul Iisus Hristos spune că următor. De ce? Aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Ca să nu ziceți voi că mâncați pe socoteala voastră. Mâncați, zice Dumnezeu, pe socoteala mea. Eu v-am dat peștii și tot eu sunt acela care vă binecuvântez.
Dar îi zice lui Petru un lucru interesant, sau altul ucenic. Câți pești erau în greașă? Tare, 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 tare! 153! Dar de ce erau 153? Dar cum s-a aflat că sunt 153? Sunt absolut convins că Domnul Iisus Hristos a zis un lucru trebuie să-l faci, ce înainte să mâncați, ce înainte să mâncați, ia puneți mâna și numărați pești. S-a uitat și a zis, Domnul, dar s-a urmărit, sar din mână, cum să numărăm pești? Că doar acolo faptul că sunt 153 de pești a fost scris. E scris, prietenii, 153 de pești. I-a numărat cineva? A uitat la mine, ca și OZN. Deci ăsta este adevărul, cineva i-a numărat, nu? Deci, dacă sunt 153, nu-ți numărați aia? Că Domnul să-l rog, când vin o cifră acolo. 153 de pești. Și Domnul Iisus Hristos a zis, înainte zice, ca voi să mâncați, numărați pești. Păi toți, păi toți. Eu știu, a fost greu, nu știu să numeri pești, aia care să fiți bătuți, ești prios, dar necoși. Și atunci a ajuns unul, 1, 2, 3, 1, 2, 3, și-au numărat pești. Dar de ce oare? Oare de ce spune Domnul? Iubiți-mi, Domnule, vreau să vă spun o strategie fenomenală. Înainte de orice, va trebui când vă treziți dimineața, dumneavoastră să înțelegeți un lucru. Întotdeauna Dumnezeu este cu noi și noi, dacă când ne-am dus la culcare, l-am păstrat pe Dumnezeu cu noi. Dar să mai știți un lucru pe care vă spun eu. Dimineața când te trezești și Satana este acolo. O să spun, ce vorbești? Da! Tot timpul suflă în ceafă, mustră-l Domnul. Tot timpul pe urmele tale să-ți dea o lovitură. Credeți lucrul ăsta că Satana e tot timpul bun? Nici el nu și-a. El nu și-a concediu. Ura este o forță fenomenală. Ura nu-ți dă răgaz să stai. Tot timpul zești planuri. Deci ne urăște, că-i Tatăl urii. Și să n-are astâmpă niciodată. Și Satana când te trezești dimineață, prima dată când te trezești dimineață, cobori din pat, te duci la baie, s-a rupt planța. Nervii sunt gata. Nu mai este apă, nu-ți merge curent. Supărat, supărat. Nu mai știu ce se întâmplă, nu-ți găsești șosetele, că ți le-a aruncat înseamnă și una, nu știu, copil sau șcapul eu. Nervos, nervos. N-a sunat ceasul la vrem. Supărat, supărat. Deci vreau să vă spun că în fiecare moment, strategia celui rău este să aducă în sufletul nostru tot felul de tulbură. Și Domnul Iisus Hristos le spune, când vă treziți dimineață, uitați-vă în reașă și începeți număratul. Una bucată om care s-a trezit. Aleluia! M-am trezit. Aleluia! Sunt viu! Îți viu! Slavă Domnului! Încă o zi de pocăință. O casă dată mie de Dumnezeu. Două binecuvântări. Aleluia! Lângă mine copii, binecuvântare. Trei binecuvântări. Slăviți să fie Dumnezeu că am de ce să mă trezesc. Vă duc la serviciu. Patru binecuvântări. Numărați-le. Satana stă lângă voi. Uite așa stă cu gheara să vă prindă. Când voi începeți să spuneți un Dumnezeu binecuvântat care m-a binecuvântat. O binecuvântare asta în spate. Când spuneți două binecuvântări, sunt al lui Iisus Hristos și am o casă de la El. Trei binecuvântări. Ăsta mai dă un pas înapoi. Pe când a dat 153, la margine au trimis-o. Satana. Nemulțumirile noastre, ochii noștri răi, aia nu-i bună, și ne seama, bine zici, mă. Mai zi în continuare, cafeaua nu-i bună, ăla n-a mers, aparatul s-a stricat, a explodat, nu mai știu ce. Doamne, sunt supărat, Doamne, foarte bine ce Satana, fii supărat. Și de așa stă cu noi toată ziua. Dar în momentul în care îți numere binecuvântările, și sunt multe, și le știți fiecare dintre voi, biruințele pe care le-a Iisus, Satana e afară, băi, poate să-ți ia Satana un om care mulțumește. Eu sunt al lui Iisus Hristos, Mărire Dumnezeu, glorie Lui, am viață, Dumnezeu m-a binecuvântat. N-au dormit foarte bine, dar alții n-au dormit deloc. Nu e foarte grozav ce mi se întâmplă, dar alții sunt pe un pat de spital și o să-mi patul meu. Mărire lui Iisus Hristos, numărați-vă binecuvântările. Spuneți în dimineața aceasta, sunt la biserică, lângă mine sunt frații, surorile, sunt cu copilul, sunt cu soțul, Dumnezeu m-a binecuvântat, încă am cât de cât sănătate, Mărie lui Iisus în soț. Numărați-vă binecuvântările. Contează? Contează, Domnul? 153 de pești. Numărați și voi binecuvântările. Exersați binecuvântările. Biblia spune că trebuie să ne aducem aminte. Să nu uitați niciuna din binefacerile Domnului. Așa cum e spus. Iubiții Domnului. O lucru important pe care vreau să vi-l spun în dimineața aceasta, în continuare, este următorul. Dumnezeu să ne ajute. La un moment dat se întâmplă ceva și cu asta vreau să închei. Pentru că după ce au mâncat, îl văd pe Domnul Iisus Hristos cu Petru, nu știu. Poate că Petru s-a ridicat de la masă și a făcut câțiva pași, căutând să stea de vorbă cu Iisus. Poate că Iisus a făcut câțiva pași și l-a chemat pe Petru, nu știu.
Dar ceva s-a întâmplat și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, pe care îl cred mereu. În Petru a început să se înfirite speranță. Adică, de ce am venit la țară dacă nu mă iubim? Adică, de ce mi-ar rupe pe mie mreașa dacă nu mă iubim? Adică, de ce mi-ar da de mâncare dacă nu mă iubim? Oare toate acestea nu sunt semne evidente ale faptului că mă iubește? Amin. Oare de ce Dumnezeu m-a îngăduit în viață când putea să termine socotelele cu mine? Oare nu e un semn că mă iubește? Amin. Oare asta n-ar trebui să-mi dea mie speranță să mă apropii de El, să stau de vorbă cu El? Amin. E aici? Amin. E aici? Amin. Gata să stea de vorbă cu mine? Sana. Atunci a început să stea de vorbă. Cel mai ciudat dialog al lui. Deci așa un dialog ciudat. Eu să-mi fost Domnul Iisus Hristos și mulțumesc Domnului că e El, El e El și nu sunt eu. În discuția asta cu Petru, prima întrebare pe care m-aș dat să o pună Domnul Iisus Hristos ar fi fost următoarea. Nu ți-am zis eu, Petru? Nu ți-am zis eu că Satana a cerut să te ceară ca pe greu? Eu m-am rugat pe Domnul Iisus să te ardă credința. Nu ți-am spus eu să nu te mai dai rotund? Nu ți-am spus eu să nu te mai dai mare? Păi înțeles acum că viața e altfel decât ai crezut tu. Declarații mari, cuvinte mari, fapte mărunte. Tu ai înțeles? Putea să-L cer pe Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus Hristos vine și spune o întrebare, cu tremurătoare, m-a lăsat cu gura că scapă. Viața mea. De-aia Dumnezeu, Dumnezeu, pentru că nu mi-a trece prin cap nouă ceea ce Dumnezeu spune acolo. De-aia mintea omenească este slavă. De ce Iisus Hristos este Domnul? Niciodată nu ai fi putea avea tu un dialog cu m-au zis. S-a uitat la Petru și a zis, Petre, mă iubești, mă? Cum mă iubești? Poate să spui, mă, amărâtule, tu ești cel mai rău dintre toți. Ca unii stâmpituri în cele din urmă, spune Petru, mi s-a arătat Domnul și mie. Așa a trebuit să vorbească Petru. La care Petru îi spune senin. Da, te iubesc. Deci eu n-am înțeles ce dialog ciudat e ăsta. Deci eu aș vrea să zic că eu, în locul Petru, spuneam, Doamne, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Doamne, am greșit. Lucrurile sunt rele în viața mea. Mi-am dat seama că nu sunt tare, sunt slab. Ajută-mă, iartă-mă, spală-mă, curățește-mă, dă-mi putere să cresc. La care Petru îi spune, da, te iubesc. V-ați întrebat întrebarea unde și care este rostul acestui dialog? Care sunt sâmburile lui de adevăr? De ce lucrurile sunt pe felul acesta? Iubiții Domnului, vreau să vă spun în dimineața aceasta un lucru. Undeva în grădina aceea, după ce Petru a plecat, Biblia spune că Petru a plâns și spuneți voi, cu amar. Voi v-ați putut întrebarea ce înseamnă plâns cu amar? Eu sunt de specialitate și am făcut parte medicinală în facultatea de psihologie. Plânsul cu amar este plânsul care îți dă peste cap ficat. Atât plângi, fără când îți dai aficat. A trebuit să te rogi cu Iisus ca picioarele tale să meargă pe drumul pe care vrea El. Amin. A trebuit să te rogi ca râvna Evangheliei păcii să te însoțească. Doamne, sunt picioarele mele, sunt picioarele tale. Slab, slab. De ce suntem slabi? Pentru că am făcut din Domnul Dumnezeu doar o luptă de supraviețuire. Ordine să fii mai mult decât biruitori în Domnul Iisus. A trebuit prin slujire să te ridici. Doamne, eu ce fac? Doamne, eu ce fac? Am înțeles ieri când am stat de vorbă cu surorile, le-am spus că un proiect interesant ar fi ca surorile care au născut de curând, copilașii aia care stau lângă ele și ele nu mai pot veni la biserică, nu mai pot asculta o predică, am zis, dumneavoastră unii sunteți sătui de predici, atât sunteți giftuiți de predici. Și atunci, mai bine duceți-vă, luați copilul sorei pentru 2-3 ore, să vină și la biserică, pentru că ea este lihnită, sufletește, e ca un burete care soarbe. Și această lucrare duhovnicească extraordinară. Și am înțeles deja că ieri una, două surori s-au dus să aibă grijă de niște copilași ca sora să vină la biserică, mama copilor. Faceți lucruri mărunte cu măreție. Nu trebuie să faceți lucruri mărețe, vă spuneam joi. Nu trebuie să faceți lucruri mărețe. Faceți lucruri mici, dar faceți-le cu măreție, ca pentru Dumnezeu. Faceți-le în numele Împăratului și devin mari. Pentru că trebuie să faceți lucrurile mărunte, să aveți grijă, să luați aminte de când intrați de acolo de pe ușă, ce fac eu astăzi pentru Iisus. Vreau să știți că este o slujbă în momentul în care cineva neglijent a uitat acolo o sticlă goală sub scaun, te ridici, o iei, pui în sacoșă și duci afară. Pentru că după tine vine o soră care muncește și ea suflă, și ea trebuie să mănânce, și ea trebuie să ajungă în familie. Fiți respectuoși unii cu alții. Îngrijiți-vă unii de alții, aveți decență, aveți o gândire care poartă de grijă celui de lângă voi. Fiți sensibili în lucrurile lui Dumnezeu, cum stați, cum vă ridicați. De peste tot poate veni slujirea. De oriunde vine slujirea. Eu zic că cineva, nu pot pastore, eu am handicap, nu pot, n-am calități. Aduți aminte de, probabil că ați fost Marius, că mi se pare că vorbeam cu el, că a fost un vânzător de Biblie, Thompson, cel mai de succes vânzător. Deci erau uluiți. Cum Dumne reușește multă să vândă atâtea Biblie Thompson? Când a apărut Biblia Thompson, o știți, aceea cu notițe. Și omul ăsta avea un succes deosebit. Și a zis, măi, nu putem da seama. Ăsta e un om care nu are darul vorbirii, ba din potrivă, are deficiențe. E bâlbuit. Dar ce facem omul? Ce la ușă spunea? Bună ziua. Vreau să vă vând o Biblie, zicea. Deci dumneavoastră vă vreți să cumpărați o Biblie sau vă citesc un capitol din Biblie?
citește un capitol din Biblie, pierde toată ziua. Deci mai bine ia 5 dolari și dăm Biblia în față și du-te în numele Domnului. Deci a folosit handicapul acela pentru ce? Pentru slavă lui Iisus Hristos. Pentru că nu se uita la El, se uita la beneficiile împărăției lui Dumnezeu. Orice poate fi folosit pentru Domnul. Gătești. Am mâncat de o plăcintă extraordinară aseară. Dumnezeu să binecuvânteze sora aceea. Eu și pomenit numele aseară. L-am uitat acum. Dar aseară am pomenit numele și am zis Dumnezeu să binecuvânteze că a făcut o plăcintă bună. Dar nu e un frumos mod de a sluji lui Dumnezeu. Dar sunt atâția oameni. Și Domnul Iisus spune, Petru, vrei să fii puternic? Vrei să nu mai cazi? Vrei să fii un om care să te ridici? Vrei să mergi înainte? Vrei să fii unul care să rămâi în putere? Da, slujești pe mine! Cine nu slujește moare mai devreme sau mai târziu. Cine nu slujește nici nu știe de ce s-a întâmplat la Hristos. Biblia spune că Dumnezeu ne-a mântuit ca să slujim lui Dumnezeu. Nu este nici lucrul ăsta. Dumnezeu nu m-a mântuit ca să stau eu mântuit, să spun eu, mântuit, tu nu ești mântuit, eu sunt pocăit, tu ești cristian. Ce e asta? Nu de asta ne-a mântuit Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mântuit ca să slujim lui Dumnezeu. Ca să slujim lui Dumnezeu. Ca să slujim lui Dumnezeu. Ajută-ne, Iisus Hristos. E vreun folos, e vreun folos. Și ascultați-mă un lucru deosebit. Deci Dumnezeu, Petre zice, eu vreau să stau cu o operație specială. Azi că Dumnezeul nostru, mulți cred, și fiți atenți, de ce trebuie să slujim lui Dumnezeu? Sunteți atenți? Noi avem impresia că cu păcatele noastre se întâmplă așa. Nu că n-ar fi. Dumnezeu spune că le aruncă în marea uitării. Dumnezeu spune că șterge toată nelegirea noastră. Dar noi avem impresia că Dumnezeu vine cu un buretiv, șterge tot și suntem noi cu memoria gata. Nu mai ținem minte nimic. Vreau să spun un lucru. Păcatul care l-am făcut cu 2 ani sau cu 5 ani, chiar dacă Dumnezeu mi l-a iertat, eu încă mai țin minte. Tu nu? Eu zic că da. Hai să-mi cinstesc. Încă mă mai bântuie amintirea și mă doare sufletește. Și Domnul Iisus Hristos a zis, prieteni, eu trebuie să fac un lucru important cu tine. Eu trebuie să fac ție o vindecare a minții tale. Și a zis Domnul Iisus Hristos, eu nu șterg memoria, eu înlocuiesc memoria lucrurilor rele cu lucrurile bune. Pentru că la sfârșit de viață va trebui să dai în tine binele pe care l-a făcut Hristos prin tine. Nu rău pe care să fășuri. Domnul Iisus Hristos spune, modul meu de vindecare este că memoria ta te condamnă, conștiința ta te osândește, dar cu fiecare faptă bună făcută, răul este din ce în ce dispare, culorile nu mai sunt așa de proeminente și binele pe care l-ai făcut înflorește în tine și îți dă putere. Doamne Dumnezeule, am făcut lucruri rele, acum 2 ani, acum 5 ani. Dar slavă ție că de jumate de an fac și eu un lucru. Mă rog pentru cei din biserică. Și încetul cu încetul binele făcut te operează înăuntru tău și înlocuiește Dumnezeu memoria lucrurilor rele cu memoria lucrurilor bune. Vreți să vedeți ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Zice Petru, ești necăjit, foarte necăjit, zice. Ce te necăjește Petru? Zice, Doamne, am o amintire teribilă, zice. Deci am o amintire teribilă. Deci ori de câte ori vreau să mă rog, ori de câte ori aș vrea să pas mielușelii tăi, așa îmi vine în memorie un foc ciudat. Închid ochii la rugăciune și apare focul ăla ciudat din curte. Și dau seama că e un foc blestemat, pentru că acolo m-am lepădat de tine. Un foc atât de năucitor, pur și simplu îmi blochează viața. E un foc, poate nu știu, a unui copil avortat. Este un foc a unei relații de familie neșoate. Este un foc a unei minciuni care te vânduie, a unei nedreptăți, a unei neiertări. Este un foc blestemat care arde într-un mod rece, care pustiește pe dinăuntru. Și atunci Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru următor. Petre zice, vreau să fac o operație. Vino aici lângă mine că am pus pești pe juratic. Și spune tuturor celor care te vei întâlni că focul din curtea marelui preot a fost înlocuit cu focul prieteniei cu mine. Tu să pleci astăzi de aici să spui, Dumnezeu m-a chemat să stau la focul el. Și am stat eu cu Iisus și am mâncat din mâna lui. Și ne-a dat să mănânc din mâna lui și am stat la focul lui. Am cântat astăzi și am spus, voi cânta ca David. E un foc al unei cântări, nu e foc în familie. A venit Dumnezeu și mi-a zis, aveți un foc al părtășii, încălziți-vă la el. Aveți un foc al cuvântului Dumnezeu, încălziți-vă la el. Aveți un foc al faptelor bune, săvârșiți-le în numele meu. Și focul acela străin, amintirea lui, va dispărea în timp. Eu nu vreau să stau cântărat, Doamne, pe răul pe care l-am făcut, că mă nimicești. Mă înmoaie și mă dărâm. Aș vrea, Doamne, ca în ziua de astăzi să plec să spun Iisus Hristos a prins într-un foc. N-ați văzut, zice Cleopa și celălalt ucenic, n-ați auzit, n-ați văzut ce foc era în el, în cuvintele lui, cum a prins în noi o viață nouă. Ne-a chemat Iisus Hristos și spune, mi-e drag de tine, am venit să te binecuvântez, e un foc aici, focul lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru care este un foc puternic. Dumnezeu spune, caută să-mi flăcărezi darul care este în tine, nu cărnicea.
A zis, Petre, ești necăjit, sunt necăjit, Doamne. De ce? Zice, pentru că mai există ceva rău în mine. Zice, în Marcul 14:71, zice, atunci el a început să se blesteme și să se jure. Nu cunosc pe omul acesta. Vedeți dumneavoastră că n-a fost o lepădare la mine. A început să se jure. Măcar, zice, dacă aș fi fost doar laș. Dacă aș fi fost doar laș, era una. Dar m-am jurat. A început să se jure și să spună, nu cunosc pe omul acesta. Adică sunt niște vorbe care îmi apar mereu în capul meu. Și le aud mereu în capul meu. Îmi spun oameni care stau de vorbă ce, frate Florin, nu-mi pot scoate din minte ce am spus în ziua aceea. Aș vrea să mă iert și nu pot. Nu-mi pot scoate din minte din alt ce am spus. Vin alți oameni care spun și zic, eu nu pot să-mi scot din minte ce mi-a spus. Ce? Cât aș vrea să iert când aud cuvintele alea ce mă intoxic, mă otrăvesc și mă pustiez. Și apoi Domnul Iisus Hristos îi spune, prietene, eu vreau să te operez. Din nou face ce? Mă iubești? O, da, te iubesc. După care mă pun întrebare. Da, mă iubești? Da, te iubesc. După care mi-e plină întrebare. Mă iubești? De ce? Păi mă, Petre, să-i jurământ de 3 ori. Ai adeverit, ai întărit, gata, zice. Tu va trebui să pleci de aici să spui așa. Da, eu sunt omul care am zis, mă jur că nu cunosc pe omul acesta, dar eu sunt omul care înaintea lui Iisus am făcut un jurământ nou. Și jurământul acesta a fost întărit și pecetuit. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și cuvintele acestea vor rămâne în amintirea mea. Pentru că Iisus Hristos a plecat la cer. Și ultima dată când am stat de vorbă cu ea, cu El mi-a spus, mă iubești, mi-a spus, te iubesc, mă iubești, te iubesc, mă iubești, te iubesc! Aleluia! Aleluia. Pentru că contează ziua de astăzi. Ziua de astăzi poate să fie o zi decisivă, o zi capitală. Să-i spui Dumnezeu așa și ascultați-mă, iubiții Domnului. Merg în stânga, merg în dreapta, mă duc peste tot. Mă hrănesc cu Domnul. Mă hrănesc cu dragostea Lui. Mă hrănesc cu ceea ce El îmi spune. Mă hrănesc cu ceea ce îi declar. Mă hrănesc cu ceea ce fac. Și să știți un lucru. Am foarte multe cuvinte rele pe care le-am spus. Dar cuvintele bune au început să fie mai multe. Și încetul cu încetul le mătură pe cele vechi. Spune Biblia, măturați aluatul cel de cum? Cu aluatul nou. Cu ceva nou. În Hristos. Îmbrăcați-vă cu El. Slăviți să fie Doamne. Trist ești Petru, trist în Doamne. Dar ce problemă ai cu Petru? Ce mai este o problemă în viața mea? Zice, Doamne, atunci când eram noi doi și tu ai trecut și erai să intri la judecată, zice, în momentul când eu tocmai stăteam acolo și spuneam pe unde cunosc și mă juram, te uita la mine, zice. Te uita la mine. Și te uita la mine și privirea mea străpunge. Tu știi că eu aici n-am mai pus să ridicat? Tău capul în jos ca un pipilic. Nu mai am curajul să țin capul sus în adunarea celor sfinți. Eu nu m-am vârful pantofilor, îl cunosc cel mai bine. Pot să spun cum e vârful pantofilor, câte zgârieturi sunt pe el. De ce? Nu mai am curajul să mă uit în ochii tăi. Și Iisus Hristos i-a zis, prietene, vreau acum să te uiți în ochii mei. Și să nu uiți niciodată că eu sunt Domnul și Mântuitorul tău. Care am venit la țări să-ți stau de vorbă cu tine, să te uiți în ochii mei și să vezi că sunt Dumnezeu care te-a iertat. O privire nouă. Iubiți Domnului, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos. Și ce fac eu la adunare? Eu la adunare prind câte o soră sau un frate care se uită la mine cu drag. Pentru că eu îl caut pe Iisus în adunare. Și spun, Doamne, unde ești? Și îi predic de obicei omului acelui, pentru că are o privire ca lui Iisus. Că nu mai pot să privesc lumea asta, chiar cu urâtă lumea asta, o groapă de gunoi, să mă ierte Dumnezeu, dar cu fiecare zi am ajuns la convingerea că e o nebunie lumea asta. Mă duc acasă și mă uit în ochii soției mele și să uit în ochii mei și spun, slăbit să fie Dumnezeu. Dacă nu mai pot și nu mai pot, fac o terapie deosebit de mult la cer. De ce spun eu toți de la pământ? Când mă uit la cer, spun, o, Doamne, cât e frumos, așternutul picioarelor tale. Oare ce fi dincolo de așternutul picioarelor Dumnezeu? Pavel vorbește despre al treilea cer. Uitați-vă la ce merită. Când nu mai pot și sunt dărâmat și în mine s-au stins toate lucrurile, deschid cartea și zic, citesc făgăduințele lui Dumnezeu. Eu am fost botezat cu Duhul Sfânt. Vreți să vă spun care a fost rezultatul botezului cu Duhul Sfânt imediat? Și cum am fost eu botezat cu Duhul Sfânt? M-am dus la o stăvință, am încălziat. Când am ajuns la ușă și am dat să sun, dinăuntru era zunzetul rugăciunii. Am n-am mai putut să sun, pe ca să nu-i deranjez. Adică să termine rugăciunea și intru după. Stăteam în fața ușii. Oamenii se rugau. Ia auzeam rugându-se și mi-aș fi dorit să fiu cu ei. Și brusc mi-a adus aminte de picioarele neînțelepte și m-a dat o groază și o frică și a zis, Doamne, cum stau eu aici în fața ușii datorită neglijenței când eu a trebuit să fiu dincolo de ușă să mă rog cu copiii tăi? Și momentul acela Duhul Sfânt a coborât peste mine hol.
în holul acelei garsonierii care era un bloc întreg. Și am început să laud pe Dumnezeu, deschis ei ușa și m-a tras înăuntru, două ore, nu știu ce a fost cu mine. M-am rugat și m-am dus din partea Dumnezeu descoperit și venit. Când m-am dus acasă și am deschis, am apăsat pe lanța și am intrat, soția mea era pe canapea și a zis, ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Și de unde știi? Strălucești pe față. Și am vrut dimineața să știu ce s-a schimbat în mine. Pe nu mă interesează să am o etichetă penticostală. Eu am zis ceva diferit trebuie să fie în mine. Din ziua în care am fost botezat cu Duhul Sfânt și deschid Scriptura, eu nu văd versete. Umblă oamenii cu mine. Îl văd pe Petru alergând. O văd pe Maria Magdalena plângând. Îl văd și îl simt pe Domnul Iisus Hristos. Totul se mișcă în Biblie. Totul este viu. Parcă aș fi acolo ca un martor. E darul lui Dumnezeu. N-am niciun merit. Stau numai și mă uit la cuvintele lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este acela care te mărcește în mine. Pentru că Duhul Sfânt face lucruri extraordinare. Nu mai poți privi pământul. Privește făgăduințele Dumnezeu. Adâncește privirea în Biblie. Și privește pe Iisus. Cum te-aș putea privi, Doamne? O zice Dumnezeu, citește cuvântul meu și mă privește în ochi. Nimeni nu mă privește mai direct, zice Domnul Iisus, ca acela care citește cuvintele mele. Amin. Direct în ochii lui Dumnezeu te uiți când citești făgăduințele Sfinte. Slăviți să fie Domnul. Amin. Să închei în această zi, spunându-vă ultimul lucru. Petre, mai ai o problemă, zice. Da, Doamne, am o problemă foarte grea. Ce problemă? Zice, Doamne, ori de câte ori trec pe lângă o curte și aud un cocoș, și atât mi este... Și noaptea când dorm, vine cât un cocoș și cântă. Zice, când cântă cocoșul, mă duc aminte și a fost și cât de mult a supărat. Zice, dacă există ceva care mă sperie mai tare și care n-aș vrea să mai aud, e cocoșul. Dar de ce, Petru? Păi a cântat cocoșul ca o sentință. Cocoșul acesta care a cântat e sentința vieții mele. Pentru că atunci când a cântat cocoșul, a percepuit nepădarea mea, da? Spune Biblia că Domnul Iisus i-a spus lucrul ăsta. Ceea ce eu acum am o sensibilitate aparte. Vreau să vă spun de seamă că sunt anumite situații când nu putem suferi anumite cuvinte. Nu ne plac anumite melodii. Absolut deloc. Domnul Iisus spune, Petre, tu știi cum lucrezi eu? Eu am să înlocuiesc cântatul ăsta de pocoș cu un sunet nou. Zice, să vezi ce frumos o să fie când tu o să paști lămâșei mei. Vezi ce frumos susurul ăsta al lămâșeilor. Zice, tu o să stai lângă mielușei și mielușei o să behăie sau cum fac ei. Și după aceea o să stai lângă oițe, zice, și lângă oi. Și toată ziua cu turma o să le auzi susurul. Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze. Stai de vorbă cu ei, cuvintele lor, glasul turmei tale începi să-l cunoști. Și zice, Dumnezeu să face o operație. Nu mai cântă cocoșul, ci vorbește, sau dacă vreți, sunetul mieilor și al oițelor. Că nu întâmplă că îi spune Paște, Gânierii, Paște, Oliți, deci în timp, așa. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Pe mine biserica m-a făcut sănătos în multe feluri. În ziua când a venit păstor la biserică, vă spun înaintea lui Iisus, un proces verbal dincolo de care m-au numit păstor, nu m-a făcut păstor. Când m-am dus la Ambon, eram același om ca ziua precedentă. M-am prins de Ambon pentru că se învârtea cu mine biserică. Adică multe prostii am făcut. Dumnezeu să mă ierte. Dar biserica m-a iubit. Și în fiecare zi mi-a dat credere și a zis, al nostru, copilul nostru născut în biserică și m-au iubit și m-au tămăduit. Glasul lor m-a vindecat și încurajările lor m-au vindecat. Și când a fost un lucru bun, mi l-au spus și când a fost un lucru rău, au tăcut. Acest glas al mieilor, acest sunet al oilor, mi-a vindecat acest cântat de cocoș pe care îl merit. Pentru că eu l-am ales în viața mea. Iubiți-i Domnului. Băcare Petru zice, zice Petru zice, dar poți da ceva cu mine. Petru, o, Doamne Iisuse, Petru, dar cu ăsta ce va fi? La care Domnul Iisus Hristos îi spune, Petru, mai trebuie să stau cu ultima operație capitală, zicea. Toată lumea asta e centrată unul pe altul. Nimeni nu se centrează pe lânsuși, nimeni nu se cântărește pe lânsuși, fiecare poartă grijă aproape lui. Ce-ți pasă ție? Tu vino și urmează. Amin. Tu vino și urmează. Nu mai punta grija celui de lângă tine. Frate, zice, eu nu pot să slujesc, zic, stai cu mine. Dumnezeu din cer este Dumnezeu care de la o parte orice predică. Tu nu poți să slujești din pricina ta, că ești prea preocupat de celălalt. Tu fii preocupat de tine și de Iisus. Ce-ți pasă ție, zice? Ce-ți pasă ție? Dar uite ce cuvânt are Domnul Iisus Hristos. Nu e un cuvânt, e un cuvânt simplu, dar un cuvânt puternic. Ce-ți pasă? Dar să nu-ți pese ție. Dar, Doamne, dar aia nu merge. Dar ce-ți pasă ție, ce tu fă ce ți-a spus eu. Și va fi bine. Trebuie să vezi că va fi bine. Aș vrea din toată inima în dimineața aceasta să vă întreb.
Dumneavoastră sunteți gata să slujiți lui Dumnezeu. Nu vi se pare că focul dăunător al vieții voastre trebuie să fie înlocuit cu un foc nou? Nu vi se pare că cumva vorbele care vă acuză și ne osândesc ar trebui înlocuite cu un jurământ de dragoste făcut lui Iisus? Te iubesc, Doamne! Nu credeți în dimineața aceasta că noi ar trebui să căutăm pe Domnul să spunem, Doamne, vreau și eu să aud și eu glasul oițelor și a mie, Doamne, să stau și eu lângă ei, să iubesc, să mă ajut să-i slujesc, să le slujesc. Slăviți să fie Dumnezeu! Aș vrea în dimineața aceasta cu toții să facem înaintea lui Dumnezeu un jurământ că-L vom sluji. O să spui așa, Doamne, nu ești dator că te slujesc, fiu Dumnezeu, bă copilule, prin slujire eu te vindec, folosul eu al tău. Dar trebuie să înțelegi că a-L sluji pe Dumnezeu este datorie. A-L sluji pe Dumnezeu înseamnă să mergi pe calea pe care ți-a spus-o Domnul Dumnezeu, să nu te abați, fără să te îngrijorezi, fără să te îngrijești, fără să-ți dai tu cu părerea, mă, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Deci, mă, ce-ți pasă? Tu vină după? Tu vină după mine. Amin. Și ce-a făcut Petru când a murit, nu? Eusebiu consemnează. El a zis, eu nu sunt vrednic să fiu răstignit normal, cu capul în jos. Dar ceea ce este important este că, poate nu știți că a fost răstignit împreună cu soția. Știți ce îi spune Petru soției sale înainte de moarte? Zice, eu într-o zi am fost la Marea Tiberiade. Și Iisus Hristos mi-a zis să nu mai ai amintirele, să ai amintiri bune, să-ți amintești de mine, să-ți amintești că eu ți-am aprins focul, că eu te-am hrănit, să-ți amintești că eu m-am uitat în ochii tăi, să-ți amintești că eu te-am pus pe linia de reabilitare. Și spune soții lui înainte de moarte, când a fost răsnită, adu-ți aminte de Iisus Hristos. Adu-ți aminte de Iisus. Pentru că eu astăzi ce fac în fiecare zi, de atunci am învățat să număr pește. Și să-mi aduc aminte de Iisus Hristos. Da. În fiecare zi mi-aduc aminte de Iisus Hristos. Amin. Și în fiecare zi zic, Doamne, aleg să te slujesc. Amin. Aș vrea din toată inima să înțelegi că slujirea este o vindecare scumpită. Aș vrea să înțelegi că slujind te faci mai bun, mai înțelept. Amin. Te legi de cer. Ești mai aproape de inima lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea dimineața aceasta să-i spunem Domnului un lucru. Vă spuneam în zile precedente că orice călătorie cât de lungă ar fi începe cu un prim pas. Vreau să vă spun un secret al vieții mele. De fiecare dată când plec și mâine, dacă Dumnezeu mă va ajuta, sunt la o rugăciune cu biserica extraordinară. Marți am o seară de tineret, ultima pe București, vor veni sute de oameni, de sunt în slujire. Miercuri avem o ședință la cult, joi sunt în Bicovul de Sus, vineri sunt în Brodina, sâmbătă sunt la Alexandre la Casa de Cultură, duminică sunt acasă. Adică eu nu fac așa, deci dacă eu mă uit în agenda, spun, oi, Doamne, o să mor. Nu o să pot să stau. De nu fac așa. Și ce fac? Eu am așa. M-am prezit dimineața. Azi e o zi. Aleluia. Eu tot trebuie să slujesc Domnului. Azi. Eu tot trebuie să slujesc Domnului. Azi. Ce va fi mâine? Treaba lui Dumnezeu. Eu am pus în agenda de ceva. Dar eu singur puteți fac. Eu azi trebuie să rămân pocăință. Mâine Dumnezeu știe ce va fi. Dar eu azi. Atât mi-am pus în minte să slujesc pe Dumnezeu azi. Asta spune fiecare zi. Eu numai azi trebuie să slujesc Dumnezeu. Nu-i bine? Asta stă putere. Numai azi. Nu trebuie să îngrijesc de mâine. Azi. Asta este slujirea de Dumnezeu. Un timp de o zi. Atunci ce Dumnezeu? Un timp de o zi. Poți să spui, Doamne, eu sunt un om. Da, ce Dumnezeu. Dar poți să fii mai mult de mult. Poți să fii un copil de Dumnezeu. Copilașilor, aveți ceva de mâncare, dacă ne dai tu, Doamne. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Facem din această cântare o rugăciune a sufletului nostru. Cântați-o și rugați-vă lui Dumnezeu și spuneți, Doamne, vreau să slujesc ție. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos să vă îndemn la un lucru astăzi. Unii dintre voi sunteți obosiți, fiindcă v-ați odihnit prea mult. De aceea aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, când veți trece la Domnul, să treceți obosiți. Biblia spune, veniți și odihniți-vă. Nu pot, Doamne, că toată viața mea a fost un concediu. Eu nu sunt obosit. Deci eu trebuie să mă duc la Domnul obosit. Asta spune Dumnezeu. Veniți să vă odihniți. Aș vrea numele Domnului Iisus Hristos în dimineața aceasta să spun, Doamne, am înțeles un lucru important. Prin lucrare, prin slujire, Tu mă vindeci. De spaime de neliniște, de îngrijorarea zilei de mâine, de mintea care mi este bântuită de eșec. Tu mă vindeci de rateurile din viața mea, dai vieții-mele sens. Și încă un lucru important, Doamne, ce mreajă bogat. Aleluia. Ba încă Tu ești un Dumnezeu bun. N-a spunea dimineața aceasta să-i spunem Domnului, prea mult m-am odihnit, Doamne, o odihnă rea. Dar vreau să spun un lucru. Știți ce spună statisticile psihologice și oamenii care se ocupă cu ceva? Spun că dacă, de exemplu, dormi mai mult de 8 ore și încerci să dormi mai mult de 8 ore, într-un mod paradoxal, ciudat, obosești. Dar să știți că un somn disciplinat de 6 ore, de 8 ore, te ține în formă?
Dumneavoastră știți că sunt oameni care ies la pensie la 60-65 de ani și într-un an de zile mor. De ce? Pentru că ceea ce te ține în viață este sensul, este disciplina, este lucrarea. Așa că Dumnezeu în dimineața aceasta să împrospăteze sufletul nostru. Amin. Și atunci voi, dacă în timpul acestei cântări ați venit lângă mine, cei care vreți să vă hotărâți să slujiți lui Dumnezeu, să-i spuneți: Doamne, eu azi am ales, ca un timp de o zi, să te slujesc pe tine. Aș vrea ca tinerii să facă împreună cu mine în dimineața aceasta un angajament. Aș vrea ca cei cu perii albi să spună: Doamne Dumnezeule, am înțeles, slavă ție, un timp de o zi, după aceea mai fi, știe Domnul, dacă mâine o mai acum, dar azi sunt al lui Iisus. Eu astăzi sunt lui Iisus. Oricine în ziua de astăzi vrea să facă un angajament cu Domnul, în legământ, oricine, să iasă să ne rugăm împreună. Vom sta aici cu Domnul în genunchi și vă spunem: Doamne, fă după operație. La minte, la suflet, la trup. Fă operația casei mele, fă operația lucrurilor din viața mea. Înlocuiește, Doamne Dumnezeul meu, tot ce este rău, cu puterea binele, Doamne. Și ajută-mă să merg în harul Tău. Zi după zi, vom sta într-o zi în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune: asta, am făcut asta, am făcut asta. Și ne vom bucura. Știți care este visul vieții mele? Mă voi duce în cer. Dumneavoastră știți că mă voi duce în cer. Nu știu că mă voi duce în cer. Și Dumnezeu uneori mai face câte un lucru minunat. M-am dus bună oară în Austria și m-am întâlnit cu un tânăr. M-au luat în brațe, mi-au purit oasele. Zice, m-a strâns, zice: aleluia, tu ești Florin, eu sunt Florin. Frate, zice, Dumnezeu să te binecuvânteze. Am auzit o predică, m-am pocăit. Și acum am venit în biserică, mă pregătesc pentru botez. M-am uitat la el, chip luminat, frumos, Rafael se numește. Zic, și ce e Rafael? Nu, da, zice, știu, da. Arhanghelul care tulbura apa și aducea vindecare. Bun, zic, să fie o vindecare de toți. M-a strâns în brațe, m-a purit oase. După aceea m-am dus spre casă și m-am gândit: Iisuse, Doamne, o să mă duc în rai. Și într-o zi vine un străin. Cine ești, străin? Eu, zice, sunt un suflet din Treviso. Ai venit odată la Treviso, ai spus despre Domnul ceva, Dumnezeu mi-a vorbit și am luat hotărârea să-mi schimb viața. Am luat hotărârea să-L slujesc pe Dumnezeu. Iată-mă în cer. Harul este al lui Iisus Hristos. Dă o bucățică acolo, ai pus și tu. Pentru că ți-ai deschis gura și l-ai mărturisit de Domnul. Și o să stau și o să mă bucur în cer de tot aceea pe care Dumnezeu i-a dus. Pentru că vreau un snop bogat. Vreau să mă duc la Iisus Hristos să spun: eu sunt păcătos. Eu nu sunt un om care am făcut ce trebuie. Dar, Doamne, cât am putut, am luptat. Atât am putut să aduc. Ăsta e snopul. Bucură-te că e al tău. Sângele tău a fost vărsat. O dimineață slujire. Asta trebuie să facă Dumnezeu acum aici. Adică am ieșit din noapte pentru că a venit El la noi. Cu zori a venit Iisus. Ce, dar nu rămâi așa. Tu trebuie să intri în această zi a slujirii. Vreau să ne dăruim lui Iisus în viața aceasta. Și să vină cei care vor să slujească Dumnezeu cu putere. Cei care au nevoie într-un fel sau altul ca Dumnezeu să-i ferească. Cei care au nevoie într-un fel sau altul ca Dumnezeu să-i scoată. Dumnezeu să-i vindece. O să spui: mă vindecă Dumnezeu pe mine. Da, dar te vindecă cu un rost. Puneți inima să-L cauți pe El, să-L mărturisești pe El. Amin? Cântăm, veniți aici în față și ne rugăm împreună. Slăviți, binecuvântați să fie Domnul Iisus Hristos. Mărire! Credincioșie, Doamne, plin, Doamne, de Tine, de Duhul Tău cel Sfânt. Și dă-ne puterea, Doamne, să nu ne uităm înapoi, ci să mergem înainte, spre Cel ce va să vină, spre împărăția care se va arăta într-o zi. Cinste numele Tău, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Puteți merge la locurile voastre, Dumnezeu să vă binecuvânteze.